Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional au căzut de acord cu privire la alocarea unei noi tranșe în mărimea de 22 de milioane de dolari în cadrul programului semnat în noiembrie anul trecut. Decizia urmează să fie aprobată de către Consiliul Directorilor FMI la o ședință programată pentru sfârșitul lunii decembrie. Declarații în acest sens a făcut Ben Kelmanson, șeful echipei de experți FMI, la o conferință de presă la Chișinău susținută împreună cu premierul Pavel Filip. O echipă de experți FMI s-a aflat într-o vizită de lucru la Chișinău în perioada 25 octombrie-7 noiembrie. Ben Kelmanson, șeful echipei de experți, a amintit că scopul vizitei a fost de a purta discuții cu autoritățile pe marginea pregătirilor pentru consultările periodice prevăzute și pe marginea evaluării a doua a programului FMI, dar a vorbit și despre restanțele pe care le are Republica Moldova la capitolul reforme, creșterea veniturilor pe cap de locuitor, supravegherea sectorului energetic și cel financiar bancar. And as you mentioned, Prime Minister, the outlook for Moldova is favorable. Over the medium term, we forecast that the economy will grow close to 4%. Financial stability has been maintained, but the priorities going forward include transferring bank ownership and control to fit and proper shareholders, following up on bank diagnostics and ensuring the integrity of legal records. Prim-ministrul Pavel Filip a apreciat sprijinul Fondului Monetar Internațional în dezvoltarea și continuarea reformelor și a menționat realizările obținute pe parcursul unui an de la semnarea actualului program de cooperare cu FMI. Astăzi se împlinește exact un an de când am semnat programul cu Fondul Monetar Internațional în 2016 și felicitări pe această cale. Programul a îndeplinit în linii mari toate criteriile de performanță stabilite pentru perioada evaluată. În urma finalizării evaluării programului vom putea beneficia suplimentar de circa 22 milioane de dolari. Există, desigur, și unele întrebări, probleme asupra cărora ne vom concentra eforturile și acțiunile, cum ar fi guvernanța băncilor, depozitarul central unic al valorilor mobiliare, recuperarea activelor urmare a fraudei bancare, organizațiile financiare nebancare. Programul FMI pentru Moldova a fost aprobat la 7 noiembrie 2016. Acesta prevede un credit de 182 de milioane de dolari, dintre care 59 de milioane au fost deja debursate. Două treimi din suma creditului este acordat în baza mecanismului extins de creditare, care prevede o rată a dobânzii egală cu zero până la finele anului 2018. O perioadă de grație de 5 ani și jumătate și un termen de rambursare de 10 ani.